O nouă dimineață, suntem la Viața la Film alături de Darius El. Bun, hai să vedem, bă, fraților, pentru că vrem să vedem ce să... Bă, ce-ai făcut, bă, s-ai pus... Bă, cum ai făcut așa? Doamne, dă-te și peste mine, doamne, ferească Sfântul, mamă! Bă, ce se luăm aici? Mamă, cât a avansat, dar să le te-ai jucat fără mine, omule, doamne! Ei bine, oameni buni, după cum puteți vedea, suntem mai la Viața la Film. Păi și ca să nu-ți faci, mă... Bă, și-a avansat toate astea, cum și le-a făcut așa? Bă, doamne, uitați-l la Darius El și-a avansat și-a colorat toate și alea și toate alea, incredibil așa ceva, bă, fraților, oameni buni, după cum puteți vedea, v-am spus, suntem la Viața la Fermă și ce trebuie să facem noi acum? Trebuie să ne facem bani. Eu, din păcate, nu mai am niciun bănuț, pentru că știți că mi-am făcut eu casa, am cumpărat casa, practic, și am mobilat-o cât de cât cu câți bani am avut. Bă, asta cred că deja e făcut, acum trebuie să mă duc. Mamă, dar seren, vezi că ideea e că... uite că am aici. Nu mai e nicio idee, bun, credeam că nu mai am bani deloc, fraților, și trebuia să apelez puțin la Darius El să iau din ale lui, dar am uitat aici. Păi și ce fac, mă, rămâneam fără nimic, Darius El? Păi aici trebuie să evoluăm împreună, Darius El, nu e pe cont propriu, nu e cine ajunge mai șmecher, adică oarecum... Da, știu că te ajutam bine, dar se ok. Dar ca să nu-ți faci, am văzut că ți-ai făcut tot felul de chestii. Dar ca să nu ai de gând să-ți faci și tu? Mie mai trebuie puțin bani de căsuță. Îți mai trebuie puțin bănuți de căsuță, vrei să-ți spui? Ok, bă. Păi și câți bani ai tu acum în momentul de față? 554. 5.000? Păi și ți-ai casă. Bun, hai că, bă, iau și eu puțin. Cam mai am nevoie de niște bănuți ca să meargă și mai bine ăsta. Dar trebuie să mă bagi, mă, trebuie să mă dai de ăla. Dă-mi că îți dau și acum white leaves, dar el. Am nevoie ca să... Hai, mă, omule, păi și ce faci, mă, dar și atunci nu mai filmez nimic și gata. Hai, pa, eu am plecat, dar se legat. Hai că crește ăsta până dai tu, hai, lasă-o în pace. Hai că încerc eu aici să iau ăsta, că deja începe. Păi, fraților, da. Din păcate nu prea mai avem noi bani aici mulți, dar el s-a jucat singur. Nu știu ce a făcut. Începe ce m-am blocat aici, what the fuck. Bă, merge singur. Doamne, ce a luat ora și asta. Bă, vreau și eu să-mi schimb alea cum și le-a făcut, dar el și le-a făcut șmechere rău. Dar înainte toate trebuie să munțim, fraților, mai mult, da. Până la urmă, dar el are mai mult timp. Dacă mine și uitați-vă că a intrat singur aici și s-a jucat ca fraierul, până la urmă. Adică nu ca fraierul, că a făcut aici ceva. Da, s-a jucat cu gacica lui, da. Dar să le, bă, să știi că nu pare că ai visat aici, ca să știi, pentru că văd că ai făcut treburi cel puțin, adică ai făcut d-astea, adică n-ai visat, n-a fost vis ăla, tu, ce, poate ai visat tu după ce te-ai jucat aici, ai visat că ai fost cu o gacica și chestii. Bă, fraților, nu, deci, da, m-am sunt... Ce gacica, nu, cheamă, Ionela! Lasă-mă cu gacica ta, că m-ai supărat deja, dar să le, ok, măcar am făcut 1000 de aia, mulțumesc pentru aia, dar, până la urmă, tu m-ai scos de pe ăsta, că ți-e dar să le, nu vrei să facem amândoi împreună, păi lasă că te scoți! Doamne, cât de prost ești, Darius, lasă că te-ai scos și pe tine, bă, dar, ok, vreau și eu să iau asta, bun. Lasă-mă, Darius, suntem pe cont propriu, dacă vrei tu să fii pe cont propriu. Bine, Darius, lasă că vezi tu, fraiere, dacă vrei să faci așa pe cont propriu, Darius, vezi că poate să fur combina asta. Deci, întrebarea mea e de ce vine cu combina aici, ce, doamne, iartă-mă, cau și cu combina și cu alea. Nu știu, doamne, cât de prost poți să fii, copilele, doamne, Darius, deci chiar nu, bă, eu te credeam, știam că ești prost, Darius, dar nici chiar așa, mă, băiat, ok, asta ideea e. Cât costă, mă? Asta costă 2000, da, n-am 2000, așa că... Vai, vai, treci! Rasengeng, suang! Doamne, Darius, taci odată, bă, dar vreau și ăsta, bun, ăsta și cu ăsta luăm două, perfect, le da, domnul, dați-ne și nu, ok, perfect, le-am luat și acum... Da, și mie un leu! Doamne, cât de prost e, Darius, bun, hai că să facem asta. Bă, ideea e că, știți ce aș vrea eu să fac acum? Aș vrea să mai extind eu puțin ferma aceea, pentru că vreau să facem cât mai multe, să iau și mai multe, să le facem cât mai rapid. Ca așa, durează, e un proces mai îndelungat și eu zic că nu are rost să stăm așa cu procesul ăsta îndelungat. Hai să dăm ăsta la o parte, bun. De fapt, dacă îl dăm la o parte, trebuie să dăm și ăsta la o parte, perfect. Și acum hai să punem un de-asta direct în ăsta, ca de obicei, munca noastră clasică aici la Viața la Fermă. Și da, bă, chiar... Da, fermă, cu da, să nu-mi dai șpe. Ideea e fermător, nouă ne place așa de mult această idee cu Viața la Fermă, încât încă n-au apărut episoadele pe care noi le-am făcut cu Viața la Fermă și cred că am făcut vreo 3, 4, 5 episoade, adică știți și voi să numărați până la urmă, dar în momentul ăsta încă n-a apărut absolut niciunul și să sperăm totuși că o să vă placă, pentru că de asta vrem să le postăm pe toate și să fie cât mai bine, să facem cât mai multe, pentru că chiar vrem să le facem așa, să vedem o evoluție, cum ne descurcăm noi practic, să ne facem așa o casă, niște ceva, să practic să facem totul de la zero pentru noi, cum ar fi dacă ne descurcăm să facem treburile pentru noi și da, adică eu zic că e o idee interesantă, nu știu, adică o să vedem după dacă o să vă placă și vouă, dar momentan încă n-au apărut episoadele și să sperăm că o să vă placă. Dar, Darius El, tu ce crezi, mă, le place sau nu? Da, le place, că fie un
Doamne. Că sunt furtos. Doamne. Răstani, eu sunt alfa. Ești alfa, ești. Doamne, cine ești, Doamne, dar să le, în fine. Bun, hai. Deci facem asta, mai am aici foarte puțin, trebuie să o umplu așa frumos, după trebuie să mai iau și alea de pe margine pe acolo. După ce fac asta acum, mă gândeam să încep să fac și eu asta mai mare, să avem și noi un drum mai mare aici, bun, dar mai avem, uitați-vă, că gen practic încă mai avem de luat aici, mai avem 13, bine, pot să le fac, că îi dau cu asta, dar hai să ne facem și noi, să ne extindem zona, bun, deci dăm aici la fields, să luăm pe ăsta, nu ca prostă, dar să-l dăduse pe ăla care era greșit până la urmă. Cum facem întrebarea, de ce nu merge, what? Ok, stai, bă, cred că, cred că iar nu e, mă, cred că e ieșit din zonă, fraților, da, momentan că trebuie să cumpăr și zona aia. Perfect, bun, bine, am făcut bine mai aici, dar trebuie să le mai facem pe astea, dar pe astea nu cred că mai putem să mai facem, adică uitați să de ce zic eu că nu mai putem să mai facem și nu înțeleg de ce e așa. De ce nu e unul pe unul, fraților, gen, unul pe unul pe... Deci, dar Răsel, pentru asta m-a chemat aici, să cânte el, pentru asta m-a chemat, ok, bă, dar Răsel... Doamne, concert cu Darusel 2012. Hai, Darusele, că deja cred că o să plec, Darusele. Ai zis că vrei să faci o casă, să le arăți la oameni cum faci tu casa. Unde e casa? Că nu văd. Barafele, mă, puțin, stai. Păi hai, fă casa aia odată să vadă și oamenii Darusele. Barafele, dar vezi că eu mi-o să am o casă mai mare decât tine. Doamne, bravo că o să ai casă mai mare. Bravo ție, Darusele. Nu contează. Ideea că eu nu fac aici concurențe, Darusele. Eu vreau să ne distrăm, să supraviețuim și noi cât mai mult, să avem o, să avem frumos aici. Da, am înțeles că ești prost, am înțeles. Mai am continuu, mai continui cu ceva, cu vreo prostie ceva? Adevărat am viat. Da, ok, dar să le, Doamne, cât de prost poți să fii, frate. Doamne, deci fraților, chiar nu înțeleg cât. Da, ok. Hai că revenim după ce am colectat practic asta, vedem câți bani facem și ideea e că hai să vedem de fapt să-și facă sau da, când îți faci casa, dar Răsele, că ne minți de 7-8 ani de zile, dar Răsele, că îți faci o casă și nu ți-ai mai făcut nimic. Păi să crească, Muti! Acum aștepta să crească! Păi și câți bani o să ai în momentul de față după ce crește ăsta? Cred că 7K! Păi și acum câți ai? Câți bani ai? 1,9K! Și tu faci 7K? Nu știu, bine, mă, hai. Bun, a venit momentul în care Darusel să-și facă prima casă pe viața la fermă și hai să vedem ce să-și facă acesta, pentru că uitați-vă, bă, el prima oară a investit în astea, în tractoare, să le facă frumoase, adică, bă, bune, o să-mi fac și eu asta, dar nu acum, fratele, mi-am făcut prima oară casa, că Darusel, doarme, tu ai, bă, Darusel, tu ai dormit un tractor, pe bune, adică a fost mai important să dormi un tractor ca să spui alea, în loc să-ți faci o casă? Da. Ok, hai, 3, 2, 1, să vedem ce casă îi face fraierul, o să, opa, ce faci, mă, pui drum? Ce spuneți? Credeți că este o casă bună sau nu? E o casă mișto sau nu? Scrieți acolo în comentarii și dați like și subscribe și hai să vedem 3, 2, 1 și hai! Bă, uitați-vă ce casă și-a făcut Dilou, mamă cât de mișto e, mamă și câte camere ai, bă, nu pot eu să deschid ușile astea, bă, bă, a rost, bă, 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 mă bucă de casă, nu pot, bă! Bă, ce copii, Doamne, ce copii. Bă, du-te, bă, deschide. Ok, fiți atent că văd acolo în pod. Deschide și mie, bă, dă-mi whitelist din ăla, să pot și eu să am acces. Așa, mersi, mersi. Bun, deci intrăm aici. Bă, are, mamă, și camera asta e mare. Aici cred că o să fie o baie, sincer, după părerea mea, că așa mi se pare, așa îmi dă inspirația. Aceasta este camera mea de gaming. Bum, 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 bă, îmi place, dar să iei mișto rog casa. Bă, uitați-vă din jur împrejur ce casă și-a făcut Darusel. Bă, dați like dacă vă place, pe bune, dați mare like. Și subscribe, da, pe bune, subscribe, subscribe. Ok, bă, știți ceva? A venit momentul pentru ceva, să vedem cum o să facem. Fiți atenți, bă, momentul... Bă, 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 o să pun aici, ia, stai. Ia, mă, că își decolează, dar... Mamă, își decorează. Ce decorezi mai aici? Ai, mă, că voiam să facem ceva, dar să le hai, arată 3, 2... Bă, dacă-ți bani mai ai? Mă, am din 3, 2, 1 și... Opa! Bă, dar cum să le-ai pus pe margine? Că la mine nu merge. Puteți, mai fraier. Ok, bun, așa, altceva mai ai de făcut? Mai ai, bye, bye. Nu, gata, bye. Ok, ok, mamă, s-a făcut și zi afară și fiți atenți, Darusel, rămâi aici că am o mare să... Darusel, alo, 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 bă, tractoristule, alo, pune-te în fața tractorului, Darusel, pune-te în fața tractorului, bun, fii atent ce să fac acum. Acesta este tractoristul Darusel 2012 și aceasta este casa pe care el a construit-o. Vă place? Dacă vă place, dați subscribe, iar aceasta este casa mea, dați like dacă vă place mai mult decât al lui Darusel, bă, sincer să fiu, cred că e mai mișto al lui Darusel, dar faza e că el a muncit mai mult la ferma asta și-l felicit. Ce râzi, mă, ce râzi, ha? Nu, eu, Nica, bă, Rafaele, bă, eu să fiu numai cel hai, pa!
Doamne, cât de prost e copilul ăsta. Intrați pe episod să vedeți ce s-a întâmplat, că m-a rupt de cap, sincer. Mă doare capul rău de tot, sincer. Nu mai suport, bă, copilul ăsta. Da, chiar nu mai suport. Bă, cam atât a fost faza pentru șortarsele și oameni buni, fiți atenți. Acum eu trebuie să fac toată treaba asta pe aici. Da, bă, mă, cât de mișto e. Bă, chiar e mișto casa lui. Nu mai poți să mai faci fermă deloc? Păi lasă-mă că am eu, te ajut, vezi, dar... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.